Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul Desenez și Colorez. Eu sunt Albert și astăzi vreau să desenez, să vă arăt cum desenez, la sugestiile voastre prin clipurile anterioare, când mă uitam așa prin comentarii, o vulpe. O vulpe simplă, cute, drăgălașă, ușor de făcut. Sper să vă placă. Dacă ceea ce fac eu vă place, nu uitați să apăsați butonașul de like. Mă ajută foarte, foarte mult fiecare like al fiecăruia dintre voi. Iar dacă vreți să-mi urmăriți postările de acum încolo, abonați-vă și apăsați și clonțopelul de notificări. Iar cei care au întrebări, păreri sau sugestii le pot lăsa în comentariile de mai jos. Hai să încep mai întâi să vă explic ce anume folosesc și pașii pe care eu îi urmez când fac fiecare desenuț. În primul rând să începem cu ustensilele pe care le folosesc. Desenez pe un sketchbook simplu. Începem cu schița. Cea mai importantă parte a desenului din punctul meu de vedere, o facem cu creionașul. Eu acum am un creionaș mecanic HB, poate să fie un creionaș clasic, nu contează. După ce am făcut schița și am lucrat la ea și deja desenul nostru prinde foarte bine formă, abia apoi trecem mai departe, la a doua parte, la partea de contur, partea de linii. Când trasăm liniile, când trasăm conturul, e foarte important să nu ne grăbim și să îl trasăm cât se poate de frumos. Eu voi folosi un liner de la Copic, dar puteți folosi orice altceva aveți la îndemână. Iar după ce am făcut conturul, ce am făcut toate liniile, urmează partea de colorat. Înainte de asta însă ștergem schița care se mai vede pe și pe colea cu o radieră sau cu o gumă de șters și apoi colorăm. Eu voi folosi marcări pe bază de alcool de la Winsor și Newton și Ohuhu, iar creioane colorate voi folosi de la Faber-Castell, Gamma Classic și Gamma Polychromos. Însă, m-am spus, voi puteți folosi orice marcă, orice brand vreți voi să folosiți. M-am spus, nu uitați schița, e cea mai importantă parte, nu vă grăbiți, nu e niciun concurs de viteză, este pur și simplu un mod de a vă recrea, de a vă dezvolta creativitatea, de a face ceva frumos, pentru că desenatul este o latură a artelor frumoase și, de asemenea, de a vă dezvolta această abilitate, pentru că desenatul se dezvoltă. Oricine poate să învețe să deseneze, indiferent că se naște sau nu cu talent, poate învăța să deseneze. Asta am vrut să vă spun. Desenați în continuare, desenați zilnic și vă urez în continuare spor la vizionare, spor la desenat. Pa, pa!